Cum s-a mai spus în alte ocazii, sigur că somnul autorităților publice a născut monștri. Și de asta ne pierdem astăzi timpul să discutăm despre lucruri precum darea în plată privându-i pe tinerii de astăzi de case, de posibilitatea de a-și cumpăra casă prin credit ipotecar pentru a repara greșelile ale trecutului. Bine rău, treaba autorității legiuitoare, organul reprezentativ suprem al poporului român. De asta e bine să găsim un mecanism care de acum încolo să prevină acumularea de greșeli, să prevină acumularea de tensiune socială, să prevină acumularea de tensiune între consumator și furnizorul de servicii bancare sau de altă natură. Știu, domnule președinte, că se gândesc genul acesta de mecanisme și în celelalte domenii, că vor funcționa mecanisme de soluționare alternativă a disputelor și în afara sectorului financiar. Sectorul financiar a făcut acest efort, pe care eu îl salut, de a găsi mecanismele de finanțare a acestei structuri, astfel încât consumatorul să nu suporte costuri.